Am revenit la emisiune, suntem la ultima parte, vom trage și concluziile. Am văzut acest raport al companiei de consultanță Deloitte în privința primelor 10. Am luat noi cluburi și nu le-am luat chiar pe toate, am luat cluburi reprezentative pentru cele mai puternice campionate din Europa. Și mai sunt niște lucruri care ar fi de menționat înainte de a da citire și rezultatelor din Liga a doua și Liga a treia la noi. Sigur, este o diferență de la cer la pământ, nu Liga 2 și Liga 3 la noi, cu ce avem aici. Ce înseamnă rețelele sociale pentru un club, ce înseamnă veniturile din cupe europene? Haideți să vedem și lucrurile acestea. La începutul emisiunii noi discutam de cât de importantă este comunicarea cu fanii. Corect. Și există o legătură strânsă. Mentorul meu japonez îmi spunea că totul se leagă în business. Și aș vrea să ne întoarcem un pic de jos în sus acum. Corect, suntem la locul 10. Exact, să vedem, fiindcă aici aș vrea să menționăm social media, ce înseamnă comunicarea clubului cu suporterii, dar și foarte interesant este media numărului de spectatori într-un sezon cât au avut, și aici Juventus văd că a avut 37.000 de spectatori media în acel sezon, iar din punct de vedere al social media 31 de milioane au de like-uri pe Facebook, follower la Twitter 5,8 milioane și Instagram 8,6. Asta înseamnă să te cheme Juventus și suntem pe locul 10. Deocamdată trecem la PSG, unde media de spectatori, vedem, este 45.160. Exact. Iar la Facebook și Twitter s-au apropiat poate puțin mai mult decât Juventus, dar prin venirea lui Ronaldo la Juve, cred că vor compensa, fiindcă PSG nu stă rău cu Mbappe și Neymar. Corect. Dar au 33 de milioane. Cu toată pleiada de jucători. 3 de milioane pe Facebook, 6 milioane la Twitter și 11 la Instagram. Mergem mai departe, la următorul club. Așa cum am spus, o luăm în sens invers acum. Am ajuns la Bayern München. 75.000 de suporteri la media. O medie. Da. Sigur, asta depinde foarte mult și de capacitatea stadionului, pentru că vom ajunge, nu? La cele mai... Exact. Și pe măsură ce crește numărul de spectatori, cresc veniturile, cresc și like-urile. Corect. Păi am văzut și aseară la meci. Da. Foarte mulți care stăteau în primele rânduri erau cu telefoanele în momentul când se dădea un gol, cei din zona de acolo pozau, filmau și așa mai departe. După aceea probabil că postau pe rețelele sociale, da, poate chiar în timpul meciului și așa mai departe. Nu sunt, da, lucruri care... Bayern au 43 de milioane pe Facebook, 4,3 Twitter și 11,5 Instagram. Și astea sunt date cu un sezon în urmă. Deci exact. În timp cred că au mai crescut. Mergem la FC Barcelona. Deja 78. Da. Și cu 103 milioane. Deja am depășit 100 aici. Da. 27 de milioane la Twitter și 54 de milioane la Instagram. Club de talie mondială, este normal. Care fac meciuri amicale în Asia, se duc în turnee în America, tocmai pentru a-și promova... Parcă Supercupa s-a jucat în China. Exact, exact. Da. Păi, China, apropo de ceea ce înseamnă bugetul, turneul campioanelor, ultimul an care s-a disputat la Singapore, au fost 5 ani la tenis, mă refer acolo, la fete, pentru că în următorii 10 ani, cei din orașul Shenzhen, din China, au licitat, au dublat, practic, valoarea premiilor și tot ce înseamnă, pentru a obținut organizarea turneului pe următorii 10 ani. Da, fiindcă Shenzhen e un oraș industrial extrem de important și pentru ei este o reclamă senzațională să ai o competiție de acest nivel. În săptămâna aia, toată lumea
E cu ochii acolo. De aceea este important, e altă latura marketingului sportiv, este important să aducem cât mai multe competiții majore în România, că e campionat european, că e campionat mondial, dar ca să le aduci, repet... Trebuie să ai infrastructură, exact. Pentru că altfel nu poți. Pentru că suporterii care vin, nu știu, 3 spanioli, 7 francezi, 5 italieni, fiecare bilete de avion, hoteluri, exact. Mese, consum, suveniruri, restaurante, da, și așa, da, mai departe. Da. Uite, Real Madrid. Vezi, doar 69.000 de spectatori, mai puțin ca Bayern și Barça, media pe meci, dar stau foarte bine aproape ca Barça la da, pe cel puțin chiar aproximativ. Sunt 28 pe Twitter, 54,7 pe Instagram, deci sunt cam acolo. 106 față de 103 la Facebook. Deci sunt pe acolo. Și hai să mergem și la Man United, să vedem care este liderul. 75.305 stau spectatori. Stau foarte bine la media spectatorilor și, după cum știm, în Anglia biletele sunt puțin mai scumpe decât în Spania sau în Germania, prețul biletelor, dar nu stau așa. Puțin wow, mai jos, puțin mai jos, da, la rețelele sociale, da. Exact. 73 de milioane și 16. Poate și pentru 20. Faptul că n-au avut un Messi și un Ronaldo, nu? Este e posibil și lucrul acesta, exact. De ce să nu-l negăm? Bun, haideți să trecem și la Liga a doua de la noi, pentru că să venim așa să aterizăm brusc, dacă putem spune. Rezultatele etapei a 14-a, Universitatea Cluj, ACS Politimișoara 4-0, CS Mioveni, Cogetica 2-1, FC Argeș, Unirea Brăila 4-1, Aerostar Bacău, Ripensia Timișoara 2-0, Energeticianul Academica Clinceni 0-1, Metaloglobus CS Balotești 1-0, ASU Poli Timișoara UTA Arad 1-3, Luceafărul Oradea Pandurii Târgu Jiu 1-0 și Chindia Târgoviște Sportul Snagov 4-1. La această oră este în plină desfășurare partida dintre Petrolul Ploiești și Farul Constanța. Foarte repede, pentru că am ajuns aici, hai să dăm și Liga a treia și apoi revenim noi doi pentru o discuție vis-a-vis de concluziile la această emisiune. Dacă îmi permiți un pic să te întrerup, aș fi foarte încântat ca să revedem pe prima scenă nume importante care acum activează în Liga a doua. Da. Da, este practic din punct de vedere al interesului. Eu urmăresc. Cea mai interesantă, da, ediție de până acum, exact, în Liga a doua, cu multe prisma, nume sonore și multe chiar am prefațat, branduri, ca să spun chiar așa. Am prefațat în sezonul acesta faptul că avem nume foarte, foarte... Petrolul, Cluj, Argeș, UTA, Timișoara, exact. Foarte, foarte multe sunt aici, nu... Târgoviște, chiar în sfârșit. Stau și mă întreb acum. Mioveni, care și a fost în Liga. O mierzi divagația, dar stau să mă întreb. Cum de le-au venit celor de la Juventus ideea asta cu Dacogetica? Deci am rămas fără cuvinte. Da. Acolo patronul a decis lucrul acesta. Este decizia dânsului. Am văzut, nu, la meciurile lor, înaintea fiecarei partide se cântă imnul de stat, ceea ce este... Iarăși, nu numai la ei, și în alte stadioane. Dar la ei se cântă la fiecare partidă. Hai să trecem și la rezultatele din Liga a treia. În seria a doua, Oltenița cu Delta Tulcea 1-0, FCSB, echipa secundă cu Popești Leorden 4-1, Sportul Chișcani, Progresul Spartac 1-2, Făurei cu Axiopolis Cernavodă 0-0, Megidia Înainte Modelul 1-2, CSA Fumas CSA Tunari 1-2, Agricola Borcea Rapid București 0-7, Unirea Slobozia a stat. În clasament, primele 3 locuri, Unirea Slobozia 25 de puncte, Rapid 23 de puncte, CSA Fumați 20 de puncte. Și în seria a treia, iarăși o serie unde sunt echipe din zona noastră, Pucioasa cu Viitorul Domnești 7-0, Flacăra Moreni Hermannstad, echipa a doua 2-0, Atletic Bradu Sportul Roșiori 0-2, SR Brașov CSU Craiova 2-4, U Craiova 1948 cu ACS Filiaș 1-0,
Fece Voluntari, echipa a doua cu Unirea Bascov 2-2, Oltul Turnu Măgurele Astra 2-2-0 și Alexandria cu Flacăra Horezu 0-1. Pe primul loc Flacăra Horezu 23 de puncte, locul al doilea Oltul Turnu Măgurele 21 de puncte, locul 3 Unirea Bascov 19 puncte. Cel mai interesant ar fi să intre Rapid în Liga a doua. Da, păi, cu siguranță, din punct de vedere al suporterilor, al tot ce înseamnă, este ar fi important. Foarte, fără doar și poate. Trecem puțin ultima știre și legată de sport dedicat copiilor, pentru că e foarte important ca și copiii să facă sport, nu numai... Extrem de important. Extrem de important. Primăria Municipiului București, prin Compania Municipală Sport pentru Toți, anunță organizarea celui mai mare turneu de fotbal din România dedicat copiilor. Acesta este intitulat sugestiv Cumpa Centenarului Marii Uniri și la el vor participa peste 3500 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani din toată țara și inclusiv din Republica Moldova. Competiția, care se va desfășura în perioada 29 octombrie-1 noiembrie 2018, iată chiar astăzi a avut loc ceremonia oficială de deschidere a evenimentului. La Cupa Centenarului participă 227 de echipe împărțite pe 5 categorii de vârstă, respectiv anii 2008, 2009, 2010, 11 și 12. Cele mai multe meciuri se vor desfășura chiar pe suprafața gazonului celui mai mare stadion al țării, Arena Națională, iar finalele de joi, 1 noiembrie, vor fi arbitrate de nume importante ale arbitrajului românesc. Cum ți se pare lucrul acesta? Atragem și tinerii spre sport, pentru că și la rândul lor vor deveni consumatori de sport, de ticketing, de... Copiii mei toți fac sport. Ce sporturi fac? Băieții fotbal și fetița mea handbal. Foarte frumos. Sunt prea fragezi pentru rugby. Pentru rugby, da. Dar poate se vor duce și la rugby, nu mai târziu. Da. Din punct de vedere managerial sau și al marketingului, care sunt diferențele? Fotbal, rugby, hockey, natație? Principiile sunt aceleași, dar evident, masa cea mai importantă de fani este la fotbal. De aceea, pentru mine, fotbalul este prioritatea numărul unu în activitatea de zi cu zi, dar evident că uite, acum cum în noiembrie sunt 4 meciuri de rugby, le tratăm cu aceeași importanță. Și zic eu că un plus din punct de vedere administrativ, ca să mă leg de infrastructură, ar fi ca să se procedeze și în România, așa ca în străinătate, astfel încât administrația locală să încurajeze tinerii, să existe programe de acest gen, să încurajeze tinerii să facă sport. Faci sport, ai automat, ca lifestyle, când crești, să nu te depărtezi de sport, sportul înseamnă sănătate. Cred că este extraordinar de important să nu se neglijeze acest sector al sportului juvenil. Mai ales că aminteați ceva mai devreme de faptul că nu, în Austria se punea mare accent pe și erau deduceri importante pentru companiile care ajutau cultura, sănătatea și sportul. Exact pilonii aceștia pe care nu ai cum să ai o nație sănătoasă și și educată, educată și care să conteze cu adevărat dacă nu ai acești piloni foarte, foarte bine hrăniți, să spunem așa. Și, care la și noi până la urmă, nu prea se până la urmă e foarte important să ai copii care vin din spate, să nu fii nevoit, cum avem la anumite sporturi, să naturalizezi străini care se joace în loturile naționale. Sau să obțină medalii pentru noi, pentru că noi nu avem sportivi de acel caliber. Dar, din păcate, ca să ții cât de cât steagul sus, cum se spune, nu ai altă soluție. Din păcate. Din păcate. Dar, și am început cu exemplul Academiei Hagi, da? Ne trebuie câte o Academie Hagi la fiecare sport. Ca să așa, mai... și în fiecare județ. Exact. Da. Bun.
Care a fost prima colaborare pe care ați inițiat-o, cu ce club și ce ați simțit în momentul acela? Da, după episodul cu Steaua, trebuia să fac o alegere. Ori să mă întorc la o multinațională, să fac ce știu mai bine, ori să fiind foarte pasionat de sport, să-mi deschid o firmă de marketing sportiv. Și am ales a doua variantă datorită, la fel, fiindcă mi-au plăcut întotdeauna provocările în viață și atunci am zis, hai să încep, dacă nu încep acum, atunci când. Și prima colaborare, în 2011 am început eu, am avut-o cu Federația Română de Rugby, după aceea cu Petrolul Ploiești. Mai ales când era perioada aceea de emulație la Ploiești, nu? Cu nou stadion, cu... Păi în august am început colaborarea cu ei și parcă stadionul a fost în septembrie sau octombrie inaugurat. Exact. Știu că am avut ceva o lună jumate înainte timp de pregătirea show-ului de deschidere. Era Vivi Răchita atunci, conducea Petrolul și ulterior au apărut alte proiecte și ușor-ușor ne-am dezvoltat. Țin minte că am încercat să colaborăm și cu Federația Română de Fotbal și ne-am lovit de un zid după ce s-a schimbat conducerea. A fost altă abordare, o deschidere, o transparență și atunci am putut să colaborăm cu dânsii. În momentul de față, cu câte federații colaborați? Daily Base, așa, 4. 4. Și cluburi în Liga 1 de fotbal avem cam 5 sau 6. Nu stau să le număr, sincer. Repet, am fi și am putea face mai mult. Dar trebuie să păstrați acel echilibru e important. Cu și nu numai al meu, și al angajaților. Mi se pare foarte, foarte corect. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară la emisiune. A fost o reală plăcere și poate vom mai avea cu siguranță ocazia să discutăm, mai ales că vor veni evenimente majore în România, campionatul european sau, mă rog, câteva jocuri din campionatul european și despre aceste subiecte tot timpul se găsesc lucruri de spus. Sigur. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și să aveți cât mai multe colaborări și cât mai fructoase, să se miște lucrurile cât mai bine în domeniul acesta în sportul românesc, pentru că atunci toată lumea are de câștigat. Exact. Ok. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră la emisiune. Până atunci, toate cele bune. La revedere!